binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Dumnezeule, pe robii tăi și așa, Dumnezeule, Sfinte, Doamne, și pe timpul vină.
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor. Că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul. Născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta! Rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, Iani, Hatâmpu, Protosinghelul, Melchisedec, Ionacul, Iov, Ionacul, Anania, Ierodiacul, Lilias, Monacul, Serafim, Monacul, Damaschin, Monacul, Visarion, Monachia, Ecaterina, Monachia, Lavrenta, fratele Sorin, fratele Nicu, fratele Lucian, împreună cu toți cei adormiți, părinți și frații ai noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept și se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertare păcatelor lor. De la Hristos Împăratul, Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie, miluie! Tu ești învierea și viața și odihna adormiților Hristos și Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Ce robită slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care-ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piață măsurii sirii Tale. Cu adevărat deșertăciune sunt toate și viața și viața și vis. În deșertăciune întâmplă tot cuvântea rog. Sufletele adormiților robilor.
și fără de moarte cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce mai zidit și mi-ai zis și unde și în pământ vom merge, unde toți pământenii merge cu iubire, pentru mare cântare, aleluia, aleluia, aleluia. Sfinții, odihnește Hristoase, sufletele adormiților, s-au săvârșit într-o bună credință, odihnește Mântuitorule și sufletele adormiților robilor tăi, păzindu-le pe dânsele într-o viață cea fericită care este de la tine, iubitorule de oameni. Și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată, Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să mântuiască și sufletele adormiților robilor tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluie, miluiește. Rugăm pentru odihna robilor adormiți, Iani, Hadâmbu, Protosinghelul, Melchisedec, Ieromonacul Iob, Ieromonacul Anania, Ierodiaconul Ilian, Schimonacul Serafim, Monacul Damaschin, Monacul Visarion, Monahia Ecaterina, Monahia Lavrenta, Lavrentia, fratele Sorin, fratele Nicu, fratele Lucian, și ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept să se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, și iertarea păcatelor lor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeu Duhul
ușa tot trupul care călca moarte și pe diavol ai surpat și duri viața lumii tale. Însuți, Doamne, dinește sufletele adormiților robilor tăi, Iani, Hadâmbu, protesingelul Melchisedec, ieromonahul Iov, ieromonahul Anania, erodiaconul Iulian, schimonahul Serafim, monahul Damaschim, monahul Visarion, monahia Ecaterina, monahia Lavrentia, fratele Sorin, fratele Nicu, fratele Lucian, cu tot neamul lor cel adormit și cu toți cei care au ajutat ridicarea mănăstirii acesteia. Și în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinul și orice greșeală, au săvârșit cu cuvântul sau cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să nu este un care să fie viu să nu greșească, mai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugă. Doamne, miluiește! Tu ești învierea și viața și odihna a adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeu nostru, care da Sfinte Ucenici și Apostolii Împărăsicelor, după Sfânta Binătate de-a treia zi, cu farul Tău le-ai dărit putere de a lega, deslega păcate, oameni sunt legate în cerchele și pe pământ s-a legat și tot așa sunt deslegate și în cerchele și pământ s-a deslegat. Cel ce prin mine spus ăsta e bine de oameni, mi-ai învrecit și pe noi smeriți și ne învrecit de rog, să fim o scriptere acele și pe Sfânt, dar și har, ca și noi de asemenea, să legăm, să deslegăm ce se întâmplă în popor. Suspre bun împărat, pe mine smeritul, nevenicul tău slujitor, iartă pe Dumnezeu, ia ne vadă în cerului. Protosingolul Melchisedec, ieromonahul Iulian, serviat cu Anania, ieromonahul Iov, ierodiaconul Iulian, schimonahul Serafim, monahul Damaschim, monahul Visarion, monahul Ecatine, monahul Avente, față Micu, Lucian, cu tot neamul lor cel adormit, orice a greșit cu un om în această viață, iartă toate păcatele, prin cuvânt sau fapt sau gând, deslegându-i de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care îi întâlnim în mie, sau din altă cine, sau legat pe sine, sau de la chereu, ori de la preot, sau de la altcineva, asupra mine, care ca aceasta, din invidia, lucrare diavolului, binevoie și prea bună și mult îndurate, ca sufletul să se așeze cu Sfinții care te îmbiacă o bucurție, iar trupul să dea fiind cele zidite de tine, pe binecuvântat și prea slăvitești, în vecii vecilor, înțelepciune. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate sale Maicii, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților, robilor săi, schimonahul Serafim, împreună cu toți cei care se pomenesc în corturile dreptilor să le așeze. Amin. Abrazul din astea. Amin. Și cu dreptii să le întumperea pe voi să ne miliască ca un mușul de oameni viitor. Amin. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, la cera, pe Eva. Telefonul, Doamne, veșnică, yeah.
Dumnezeu să ierte, să odihnească. Să ne mai și ne dați ca un buș de oameni viitori. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.